Ok, hai salutare, numele meu și vă găsesc la un nou episod din GTA San Andreas Multiplayer. Mort mătii. Da, și aparent a rămas tot pe ultrafast setările. Asta este, oricum se vede foarte bine și pe ultrafast. Au ce sonor urât. Asta merge în perete, bă. Fii atent că asta are prostia aia, am înțeles. Am înțeles. Sorry boss, n-am știu că faci, n-am știu că ți-ai activat prostia aia de slash anim, nu mai știu cât. Ca să faci chestia aia, poate ești la baie, eu am filmat, sper să nu-ți iei ceva, dacă se uite careva la mine. Mă rog, cei care sunt la mine, sper să nu-i dați report sau ceva. Bun. Bă, mi-ați recomandat voi jobul, stați așa. Mi-ați recomandat, așa. Mi-ați recomandat voi jobul Pizza Boy? Bă, nu, mi-ați recomandat Garbage Man? Bă, și sincer, nu vreau să-l fac pentru că durează foarte mult și așa vreau să fac joburile care nu durează mult, de gen, nu care au shift. Deci nu cele care au shift vreau să le fac. Dar sunt doar câteva care n-au și pe mă trebuie să fac shift. Uite, Shire Transporter ăsta. Sau curier. Și miner. Și fireman. Ok, deci mai sunt câteva, dar prima dată mergem la Pizza Boy. Am început de ieri pe live să facem Pizza Boy și vom merge la Pizza Boy. O să ne dăm și noi aici. Nu ce să dau. Lasă un pic. ID T. Azi nu o să pot să stau foarte mult online pe joc. Un pic sal, guys. Nu o să pot să stau foarte mult pe joc pentru că am și pregătire, am și d-astea. Am și pregătire și mai vin acasă undeva pe la 8 și poate reușesc să fac un live și poate dau și comandă de carcasă. Da, cam atâta costă tot. Și dau de carcasă comandă, s-ar putea în seara asta. Nu mă să. Am Audi, tata am dat Audi, el și a mașină, nu contează asta. Bă, și aș vrea să ajung în la jobul ăla, dar ia stați așa un pic job. Ia să văd eu, nici ăsta cu este de 20 de baloane, dacă am timp de seară să-l fac. Sunt și pe un pic pe grabă pentru că eu trebuie să fac și episodul ăsta și trebuie să fac și cel din NFS și trebuie să postez ăsta. Vom îl fac pe ăla din NFS și la 4-l postez pe ăla. Și pe ăla din Call of Duty îl postez diseară când vin de la pregătire. Deci miercurea pentru mine o să fie o zi foarte grea. Și depinde acum când vine și pregătirea cu Mate și cu deci pregătirea de la Mate și pregătirea de la ăsta e de la cumva se numește mă de la Info. Aș vrea să pice undeva sâmbătă, duminica astea, că am chef să, n-am chef să mă grăbesc, am 3 zile în care să mă grăbesc eu cu YouTube-ul și să filmez, pentru că am problema asta și n-aș prea vrea chestia asta. Și vreau să mai încerc o dată scuze, pentru că nu v-am respectat să fac garbage, mă durează prea mult alea cu shift, vreau să le fac ultimele și primul care va fi când voi începe cele cu shift. Primul care va fi Garbage Man, pentru că mi-a zis și e chiar bun. Dar mai întâi vreau să fac ăsta, trackerul am făcut, fac Pizza Boy pentru că e mai ușor, adică nu trebuie să fac o daia întreagă, adică cu mai multe. Așa, o să fac miner, fisherman, farmer, fireman, curier și aia transporter.
Astea vor fi primele, dar nu știu în ce ordine. Depinde. Bă, și n-am mai făcut nicio aplicație. Pentru că m-am enervat că am fost de două ori respins la rând și de-a... Orele mă strică, dar n-am ce să fac deocamdată. Sunt prea ocupat. Și YouTube-ul mi-o ocupă din timp și nu pot să stau foarte mult pe server. Și mai este și pregătirile mai sunt. YouTube-ul nu mă preocupă atât de mult, pentru că eu mă joc în același timp, asta e chestia, dar mă preocupă când filmez alte jocuri, adică când eu filmez alte jocuri nu pot să stau și pe SAMP, dar în rest stau. Dar mai este chestia cu pregătirea, asta mă mai dă peste cap. Că deocamdată am doar una, dar când au venit 2, 3, bă, taximetrist. Trist. Cum dracu era comanda să vezi toți taximetriști online? Pentru că n-am chef să mă plimb tot episodul până la pizza, boi, adică pe bune. Pe bune, n-am chef să mă plimb până la pizza, boi, efectiv. Ok, pe bune, frățioarele. Chiar mă pui să mă plimb până la pizza, boi? Sau și ce pot să fac eu? Change spawn. Nu, spawn change. Stați un pic. Spawn change. Hai, frate. A, uite, change. Așa. Și să mă omor acum. Deci ce facțiune? Stați 2 secunde. Ce actualizare de sistem pe telefon? Ce puii mei, frățioare. Bun. Ok, aici apă și să ne omorâm. Când îmi va intra netul pe telefon, va fi mult mai ușor să postez. Adică pot să le bag episoadele pe telefon și le voi posta de pe drum. Sau de la școală, sau de la astea. Dar până nu mi-au... Până nu mi-au intră netul nelimitat, adică pe 16, nu pot să fac chestia asta. Mergem până jos, vreau să mă uit exact cât am filmat puțin. Lăsați-mă 2 secunde să văd eu cât am filmat. Mamă, deja 7 minute și n-am făcut mai nimic efectiv. Pentru că n-am mașină. Se mai întâmplă niște episoade, se mai întâmplă așa, da. Ok. Bă, un rent prin Levene trebuia, dar... A, dar era, da... Era mult mai departe. Nu era departe, dar am fost eu prost, asta e ideea, că am fost prost. Că rentul, eu, casa mea este pe... Nu pot să vă arăt așa pentru map. Casa mea e pe aici. Și LV-ul este... Și ăla... Rentul este aici. Sau mai sus. Tot așa că mi-a dat creș. Cred că îmi dă creș. Da, mi s-a blocat și îmi dă creș. Mă întrebam eu când o să-mi dea crash, pentru că nu s-a mai întâmplat de mult. A, ba nu, nu mi-a dat crash. Doar că s-a blocat nițel, stați un pic. Stați un pic, anulare, ok, hai, bun. Gata, mi s-a blocat, uite pe aici, deci aveam, dar eu mai prost așa, am uitat că sunt mai prost. Credeam că dă crash, nu mi-a dat aparent. Și chiar mă mir. Vân Turismo, ori 2 Hidden Pomana, 120 kk, primul venit, primul servit. Hai repede să nu vină altul. Hai să mergem aici la rent. Veh. Și să luăm un nerege. Care? Aoleu, iar mi-am dat căștile tari sau este foarte tare aici? Doamne, de ce-mi framează? De ce îmi pică frame-urile pe jos? E cam tare. De ce îmi pică frame-uri pe jos? Ia spuneți-mi și mie, de ce îmi pică frame-uri pe jos? Bun. Îmi pică frame-urile de pe masă. Ah, dar hai că mergem pe aici. Ne ținem această informație. Nu cred că s-au dat. Îmi pică frame-urile pe jos la greu și mă enervez. Ia uitați câte frame-uri pe jos îmi pică.
Avç, tekrar greșit aici, uite pe aici. Haide, boss. La skill mai mare primim mai multe pitani. Sper că la skill 1 avem o pita în spate, la skill 2 avem 2, la skill 3 avem 4 și tot așa. Așa mi se pare că e work. Deschide, bă. Hai. Unde avem să ducem pita asta? Și cu cât mai mare distanța, cu atât ne dă bani mai mulți. Uite, pita asta este pe aici. Ok. Ne facem cum se numeau ăștia? Distribuitor de pizza. Nu curier, curier e altceva. Gen fan curier și astea. Bă, da, nu știu, ăștia de la PC Garage cu ce operează, pentru că eu trebuie să dau 12 lei în plus pentru că aleg la ramburs să plătesc. Deci eu nu plătesc cu nimic, eu plătesc la ramburs. Trebuie să dau eu 12 lei în plus, dar întrebarea mea este ăștia, cu cine lucrează? Cu fan curierul? Cu ce lucrează? Asta e întrebarea mea. Pentru că sunt multe firme de transport, de curierat. Dar cea mai populară e fan curierul. Cred că cu fan curierul operează și ei. Și trebuie să mai sun după episodul ăsta, în timp ce îl postez, o să-mi pun bunica mea să văd dacă a luat banii. Ca să știu dacă cumpăr azi. Sal. Ah, fuck. Ba nu, dar îmi pică frame-uri pe jos. Mamă, ești nebun? Ia uitați câte frame-uri îmi pică pe jos. Băi! Stați un pic. Stați un pic, trebuie să-l dau în bară să văd ce naiba are. Ce naiba am deschis și face chestia asta. Mamă, bă, dar îmi face lag la tot calculatorul, nu numai la SAMP. Deci am lag la tot calculatorul. Tot calculatorul e lăguit. Efectiv. Efectiv, tot calculatorul e lăguit. Îmi face ceva lag. Bă, știu că mi-a spart odată cineva calculatorul și mi-a băgat un ăsta care să înlăguiască calculatorul, dar știu că l-am șters, l-am rezolvat. Și Dumnezeule îmi face așa. E ce e deschis? Ăsta nu e deschis? Nu, nu e deschis mai nimic. Deci ce poate să-mi facă lag? Habar n-am. Da, trebuie să fac uite așa ca să mi-l ridice. Ok. Gata, hai că și-a revenit un pic. Stai un pic salele. Bun. Și eu am aplicat pentru scurs SF. Cam cât durează să află dacă mă ia sau nu. Bă, dar câte frame-uri îmi pică pe jos, mă? Și la taxi și la SEI. Ok. Ai, dă-te-n puii mei. Știi că mă grăbesc să fac episoadele, că am pregătire și de toate. Și dar cred că zici că o face intenționat calculatorul ăsta, să-mi bat piciorul în el de calculator. Dă-te mă la o parte. Bă, ăsta mă urmărește, ce pui mei mă urmărește Max ăsta? Uite-l, bă. Bă, ce mă urmărește ăsta? Uite-l, mă, uite, frate, uite, frate. Aoleu.
Ok, stai un pic așa, să mergem înapoi. Ieri s-au băgat 100 de infernusuri. Stați-vă, mă. Dă-te-n puii mei. Doamne, ce oameni! Bă, încerc să filmez, dați-vă la o parte. Tot ce om. Bă, te-n puii mei, te-am pe video. Ce post îți fac eu ție că te-am pe video în gâtul tău? Ce post îți iei că te-am pe video? Post mai mare ca ăsta ți-ai, nu ți-ai luat în viața ta. Ce post ți-ai că te-am pe video. Acolo și cu ID-ul și cu tot. Ia uite-l, bă! Bă, futu-vă în cursă, vă fut pe unii de pe server. Intenționat intrați, mă, oameni buni. Și pe mă, tot de mine ziceți că eu sunt cel mai prost YouTuber, frate, dar voi intrați în mine, frate, ca niște idioți. Și câte frame-uri îmi scapă, mă, pe jos, mă, pe câte frame-uri, mă. Să-mi bat piciorul, fiți ce fac. Că deja prea multe frame-uri îmi scapă pe jos, m-am și enervat, așa că trebuie să fie un episod frumos cu enervat. Da, așa că închid eu sampul și redeschid, dați-l în puii mei cu frame, cu da. Dacă mi s-ar deschide odată și manager de activități ăsta, care apare nu vrea să se deschidă. Deci episodul ăsta a fost efectiv un cringe total. Totul... Dar n-am timp să-l ref... Sincer, n-am timp să-l refac. Pentru că, sincer, l-aș fi refăcut. Să-mi bag piciorul dacă nu l-aș reface pe ăsta. Dar n-am eu timpul astăzi. Deci asta e cea mai cringe zi. Și merge și calculatorul prost fix în ziua în care am treabă, mă, frate. Deci merge calculatorul atât de prost în ziua în care am treabă, mă. Deci în ziua în care am treabă, trebuie să meargă mie ăsta prost, mă. Să meargă mie ăsta prost, uite de ce mă enervez, uite de ce mă enervez eu cu ca uneori, mă. Că am treabă în ziua asta și fix în ziua asta merge prost. În restul zilelor nu poate să meargă când pot să refac filmarea liniștit. Când pot să... Taulă, miercuri, cea mai proastă zi. Asta trebuie notată. Și mai se deschide și stampul în 10 ani. Omule, deschide-te odată. În 10 ani, mă. Stau un minut să se deschidă sampul, mă, oameni buni, mă. Uite, uite-te, mă, frate. Bă. Dar așa mi se întâmplă mereu și pe video și dacă nu filmez. În ziua care mă grăbesc, care am nevoie de totul să fie gata, bă, să-mi bag piciorul dacă nu... Totul merge prost, nu merge calculatorul cum trebuie, totul e varză. Dar când am timp că călămăria să refac video, să refac tot, nu frate, atunci nu merge prost, mă, atunci merge perfect. Dar când am treabă să-mi facă video perfect, nu mă, el trebuie să-mi creșuiască, trebuie să-mi dea eroare, trebuie să scape frame-uri pe jos la greu, trebuie să... Ok, haideți să uităm chestiile astea că... Dacă nu stăm 10 ore să vorbim despre chestia asta. Hai să intrăm pe server, poate nu o să mai frameze atât. Poate, sper și eu. Cu Dumnezeu înainte, Dumnezeule. Nouă leader în cadrul facțiunii, nu știu ce. Bine, ce zic eu să nu mai frămâiască, el frămâiește în continuare. Bun, e ok. S-a dat și bonusul la 800 de playeri. Nu o să fiu online, aia e, ba, de, pardon, la 900, dar, ba, de fapt, s-ar putea să fiu, nu știu, vedem. Se rentveh, luăm un sultan și mergem repejor până la job să mai facem și noi vreo 2-3. Ok, diseară, oricum, când vin, o să-și fac job la greu. Uite-l, mă, deci, uitați-l, frate, deci, pe video, bă, am treabă în puii mei. Mergi în pana mea ca lume. Uită-l mă frate, uită-l mă, uită-l mă frate, uită-l mă frate, uită-l mă frate, când vine să spart tastatura. Bă, parcă și e cam treabă mă frate și de-abia l-am deschis, deci n-are
Să zici că am stat mult cu el deschis și îmi frămuiește din cauza asta. N-am stat cu el deschis noaptea. Abia l-am deschis când am venit de la școală, coaie. Coaie, abia l-am deschis. Mergi, te rog frumos. Aș dăm un rent ca să aibă și lumea. Că așa fac când termin treaba cu vehiculul. Dau un rent ca să aibă și cealaltă lume care mai are nevoie. Nu mai e pizza aia. Vede că nu vrea. Așa, mă. Level 56 și la compendium 200. Ce pui mei? Se dă ceva și la 1000. Așa. Stat, poate găsesc și eu o bancă, că vreau să-mi bag și eu 4KKK. Ca să am 60 în bancă. Și poate nu mi-ar mai frămui, ar zice și eu că ar fi perfect. Dar nu cred că o să găsesc eu o bancă prea curând. Dacă nu-i bag când vin și aia e și poate nu mai înfrămuiește, rog frumos. Să nu te bag în pizda, mă, tine, de-al tău. E bine, am uitat să iau pizza. O lupt și mișto, o las în fața ușii. Chiar îmi place faza asta, că o las în fața ușii. Mă rog, deja chiar mă enervez când frămâiește la greu. Asta a fost episodul, noi ne vom vedea data viitoare. Până data viitoare, nu uitați de like, subscribe. Subscribe pentru calculatorul meu care e pe fițe. Când am treabă și eu, el nu se mișcă ca lumea. Deci subscribe pentru calculatorul ăsta mirific. Noi ne vom vedea data viitoare. Până data viitoare, nu uitați de like, subscribe. Și am zis asta de 11.000 de ori. Dar n-a ce să fac. Dacă mă grăbesc, uit ce spun. Și spun de 10.000 de ori. Hai, v-am salutat. Bye, bye.